Salutare și bine ai venit la un nou episod. Azi discutăm un pic despre ce s-a mai întâmplat pe bursă, ce lucruri am mai făcut e în sensul că am mai vândut din pachetele mele de acțiuni, o mutare care poate nu-i tot mai inteligentă sau nu 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 tot mai deșteaptă, dar o să discut un pic despre ea și o să vă explic de ce fac eu anumite lucruri și de ce n-ar fi bine totdeauna să iei motamo ce fac eu și de ce e bine să gândești cu propriile cu proprii trei neuroni ceea ce trebuie să faci. În primul rând, la un moment dat de sfaturi despre un site care e un fel de schimbă, e un joculez, dar sub spatele joculețului respectiv s răspunde un fel de schimbă ponzi. Și la un moment dat dădeam sfatul că bă, nu băgați bani acolo, nu știu ce. Și le-am arătat oamenilor că am și o contă acolo. Și automat discuția a fost, păi, acum, da dacă tu ai cont acolo și ne spui nouă să nu, ne, să nu băgăm bani acolo, să ne spun ne nouă să nu știu ce, ca și cum aș fi avut așa un interes obscur să fac eu bani acolo și nu știe lumea, să nu câștige lumea de, din uh, chestia aia. Deși eu vi avertizam că nu e o soluție, că nu e nimic în neregulă sau la fel este un joc unde poți să un fel de casino. Și faptul că arătam că eu am câștigat bani acolo, că am avut noroc și le spuneam, bă, nu jucați că o să pierdeți sau aveți șanse mari să pierdeți, la fel, erau foarte circunstanți. E la fel și cu vânzarea de acțiuni. Gândiți-vă că azi am vândut încă o parte din portofoliu meu, am vândut-o în câștig, dar nu înseamnă că am făcut cea mai bună lucru pe care îl puteam face pe bursă. Nu înseamnă că ăsta e ce trebuia să fac. Și ca că uităm un pic pe, pe piața asta de acțiuni, ne uităm pe. Bro, uite, am pus-o mai mare pe ecran să vadă și mai bine. Vom vedea că am vândut și electrica și transelectrica. Din punctul meu de vedere, dacă era să o luăm așa, ambele, ambele, cum să zic eu, companii sunt companii de viitor pe care nu le-aș fi vândut. da, deci cumva e posibil ca peste două săptămâni, peste o lună, peste trei luni de zile să-mi pară rău că am făcut vânzarea de acțiuni de la Electrica și Transelectrica. Oricum erau sume foarte mici, erau de 594 milioane la una și 5 milioane la una, 400 de lei și 500 de lei la una, deci 400 la una, 500 la una, 900 de lei. De ce am făcut, probabil să vă întrebați, de ce am făcut chestia asta și de ce mi s-a părut mie important să fac chestia asta? Ați văzut că contul meu la începutul anului era deja pe minus și cumva ă, sunt cu banii blocați în anumite locuri. În principiu live ăla, problema aia care s-a mai rezolvat un pic astăzi, dar nu s-a rezolvat de mult pe cât aș fi vrut eu să rezolve aveam nevoie să văd că e contul pe plus și să mai marchez profitul. Știți că am eu o expresie în care zic marchez profitul. Acum, dacă vă dau un exemplu, o investiție de termen lung de 5 ani de zile, gândiți-vă că pe caz din punctul ăsta și bursa se duce în sus, da? Și cumva voi o să marcați profitul pe toată perioada asta, adică o să luați profitul de creștere de aici până aici, o să luați din două puncte, o să luați profitul. E, eu cum vă manevrele astea, Vă arăt vă în fiecare zi că uite am mai făcut un pic de profit, am mai câștigat un pic, am mai câștigat un pic Dar în realitate ceea ce se întâmplă, în realitate este că voi câștiga doar bucățele din uh, profitul ăsta da? Adică cred că e destul de clar ce vreau să vă zic, explic da? uh, Dacă o companie crește în următorii 3 ani de zile cu 50%, voi să aveți o creștere a banilor voștri cu 50% eu să am 2% cu 2% cu 2% cu 2% și sigur nu o să ajung la 50%. Da? Deci nu este, de sigur nu este varianta cea mai bună. Pe de altă parte, dacă, de ce să nu mergem și pe ideea în care piața merge în jos? Și dacă piața merge în jos, atunci eu făcut manevrele astea micuțe, micuțe, cumva mi-am luat niște profit și l-am băgat în buzunar și nu o să pierd atât de mulți bani. Deci cumva acțiunile pe care le fac eu sunt și datorită faptului că îmi asum niște riscuri mai mici, dar astea vin cu un câștig mai mic. Adică îmi dau seama că anumite strategii mele nu sunt cele mai bune, dar sunt potrivite pentru mine la momentul actual. Pentru că dacă aș fi avut, nu știu, 50.000 de lei băgați în bursă, probabil aveam 20.000 de lei, nu, 2.000 de lei în Electrica, 2.000 în Transelectrica, 2.000 în COTE, în care nu m-aș fi atins de ele, și ar fi rămas neatinse acolo și probabil a aș fi jonglat cu restul de bani. Dacă, dacă uitați aici, banii destul, de, destul de puțini. Practic sunt 9000 de lei toți banii băgați. Sunt pe plus astăzi, a, a treia zi de bursă și sunt pe plus. Cu 53 de lei pe plus chiar. Dar asta nu se datorează că am făcut eu vreo chestie genială acolo. Am marcat un bi profitul la alea care stăteau oarecum echilibrat. Nu se nici în sus prea mult, nici în jos prea mult. Deși electrica am văzut că se duce tot în sus. Și, pe de altă parte, teraplastul s-a mai uh, redus pierderea. Aici, la teraplast, stă undeva pe linie uh, și nu, nu mă nu, nu, nu să nici mai sus ca să mai vând din el, nu se duce mai jos ca să cumpăr. Deși nici nu mai cumpăr parcă pentru că deja e destul de mare portofoliul meu acolo, adică proporția, mea de portofoliu din, uh, proporția, mea, proporția acțiunilor mele din portofoliu sunt deja foarte multe în teraplast. Cred că m-am exprimat uh, corect. Ei bine, și atunci ceea ce încerc eu să fac este să mai îmi niște cash flow, practic acum am 18 milioane, 1800 de lei bani care pot să cumpăr noi acțiuni, pot să mă joc. Cam așa s-a încheiat bursa astăzi, s-a încheiat pe verde foarte mult, ceea ce m-a -a ajutat pe mine să fac profitul să mă duc în zona asta. Med live ul puteam să mă duc la 5% și acum să fiu pe la 3%. Dar din, din cauza că m-am grăbit în primele zile și am făcut nu neapărat niște greșeli. Am reparat un pic, dar n-am de mult pe cât mi-am dorit eu. Am zis stai calm și lasă o perioadă să treacă Măcar o săptămână, două să treacă nebunia asta și vedem după aia cum se situează Medlife. E posibil ca să ies pe plus destul de bine la Medlife sau e posibil să mă gândesc la o variantă în care să țin acțiunile pe termen lung acolo. Adică e și asta o variantă în care să, să, țin acțiunile cât mai mult timp ca să fac și un profit mai generos. Problema cea mai mare este cu faptul că sunt focusat și pe alte investiții. Mă gândești la alte investiții și atunci una din problemele cele mai mari pe care le-am acum este dacă cumva voi lua din, din portofoliul meu, de, fapt de, de, din banii cash din portofoliu, o parte din bani și vorbea de vreo 5-6.000 de lei ca să-i ducă către o altă investiție. Dacă vă face chestia asta, o voi face în modul în care pur și simplu o voi marca ca un împrumut. De data asta ați văzut că eu tot timpul că am împrumut de la un cont de investiții sau de un cont de economii făceam asta cu dobândă, dacă vă uitați la episoadele mai vechi, ați văzut că făceam lucrul ăsta cu dobândă. Ei bine, de data asta nu o să fie cu dobândă, <laughs> pentru că merge într-o într investiție mai sigură, dar cu un randament destul de mic și mă gândesc că nu întotdeauna, adică până la urmă, dacă mă pun de la mine însumi, <laughs> chiar dacă ați văzut că de în propriul meu cămătar, poate nu e o idee bună să fac asta cu dobândă în momentul de față. Mă gândesc să scot 5000 de lei de portofoliu de la Tradeville și să-l să, -l... Ia să -l punem pe ecran așa. Să rămână din de 4000 în portofoliu, în investiții, 4000 acțiuni și 5000 să-i retrag temporar, nu știu, o lună, două, trei luni de zile pentru o altă investiție. Încă nu, nu sunt hotărât, în ce sens nu sunt hotărât. vreau să fac o altă investiție, sunt mai multe investiții și aduc că sunt mai multe direcții în care merg eu cu, și cu firma și cu astea și vreau să fac o investiție, nu am de să iau banii aia și mă tot gândesc să iau din Tradeville, să iau din alte conturi ale mele de investiții. Conturile de economie nu pot să mă ating de ele pentru că sunt în continuare pentru casă și acolo nu se mai pot face. Adică la un dată, ce să vă zic, am întârziat cu comanda ferestrelor pentru că am băgat în Tradeville. Știți că l-am dat, în prim, am achitat cu Tradeville și am băgat banii care au pentru ferestre. Am recuperat datoria respectivă, am ordonat ferestrele din cauza COVID sau au niște de livrare foarte mare și atunci am montat două ferestre la casă și mai am încă de montat șase după care trebuie să le comand cu de curând și pe următoarele uh, zece 10 sau câte mai sunt, nu știu, așa de departe. Practic uh, la final de ianuarie abia vin ferestre de la etaj se închide etajul în sfârșit și după aia urmează să închid și cu ferestre și partea de jos a casei. Ei bine, în momentul de față am zis că nu vreau să mai mă ating de niciun fel de conturi de economii, din contra acolo trebuie să crească prețurile pentru că nu vreau să mai întârzi cu casa. Vedeți că o întârziere de câteva săptămâni a fost, n-a fost foarte mare la ferestre, a dus la o întârziere a comenzilor, la o întârziere la execuțiilor și tot așa mai departe, până la faptul că uh, am ajuns la momentul în care să mi pare rău că am făcut manevra aia atunci, deși până la urmă am mulțit bani, adică n-a fost rău și i-am mulțit de două ori, pentru că împrumutul a fost cu dobândă și atunci a uitat pe mai bine, dacă nu vă aduceți aminte, și a fost bine, adică n-a fost, -a fost o idee foarte proastă, dar în de fața anul ăsta sunt focusat pe casă și atunci nu există decât de împrumutat din alte conturi. Și o altă investiție despre care o să vă vorbesc despre ea și v-am promis că vă vorbesc despre ea undeva la 1000 de și în momentul în care am 1000 de abonați la canal o să vă vorbesc despre o, vă o altă investiție a mea pe care o fac deja de vreo 2-3 ani de zile o investiție nu foarte, foarte profitabilă, dar mult mai safe din punctul meu de vedere și care mi se pare interesantă e, pentru că în de față cam asta vreau să fac, vreau să continui și cu investiția respectivă pentru că s-ar putea să fie profitabilă sau nu știu, poate e un moment bun sau poate nu e un moment bun și acolo cau să mai iau doar de undeva și nu mai am de unde așa. Dacă mă marchez un pic profitul de azi, 9500, deci 9053, 9053. Deja sunt cu cât 0,59% pe, pe randament, 0,59% pe trade și rămâne în continuare pierderea de 100% la, la, la fabrica de bani, la acest concept în care înseamnă vlogul și blogul. legat de chestia asta, vreau să mai investesc chiar ieri sau alte niște 70 de euro în blog am zis lasă să mai stau deocamdată pentru că deja sunt foarte multe lucruri pe cap și cumva poate să afecteze și chestia asta mersul lucrurilor adică la un moment dat când îți distribui atenția în 10 direcții nu o să poți să le controlezi pe toate și atunci ca o să limiteze niște lucruri chiar dacă nu nu știu să zic poate voi rata niște oportunități poate da dar chiar dacă am atâtea oportunitățile alea, mă focusez pe alele alte care mi-aduc mai mulți bani. Și atunci, pe total, la final de an, am un randament mai bun în altă parte, să zic așa. Bun, cam atât pentru episodul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai subscribe la canal. V-am spus că motorul meu target la canal este de 200 de subscriberi, de 500 și de 1000 de subscriberi. Ăla este un obiectiv important pentru canal. De asemenea, să dai like la acest episod dacă ți-a plăcut. Îți mulțumesc și ne reauzim mâine cu un nou clip.